Un elev din clasa a 12 de la Colegiul Național Nicolae Bălcescu Brăila a stârnit rumoare în cartierul Hipodrom. După o ceartă aprigă cu mama sa, băiatul a fost amendat de polițiști pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Oamenii lege au fost chemați de vecinii care au auzit scandalul. La doar câteva ore după acest incident, adolescentul s-a urcat pe blocul în care locuiește, amenințând că se va arunca în gol. La fața locului au ajuns oamenii legii, jandarmii și pompierii, dar și psihologul inspectoratului de poliție județean, care l-a convins pe tânăr să coboare. Adolescentul de 17 ani a fost dus la audieri, iar cel mai probabil nu va scăpa de încă o amendă. După tentativa de suicid, băiatul va trebui să facă vizite și la psiholog.